Opinia TV, Nuremberg. Aproape de tine. Bună seara, stimați telespectatori! După o scurtă pauză, emisiunea Ora de Consultație rea în această seară seria de live-uri cu medici specialiști din Germania. Invitatul din această seară este domnul profesor Dr. Dr. Med Horia Sârbu, medic specialist chirurgie toracică și chirurgie cardiovasculară și de asemenea profesor șef de catedră al Departamentului de Chirurgie Toracică al Spitalului Universitar din Erlangen. Domnule Sârbu, ne bucurăm că ne-ați onorat invitația. Domnul profesor a terminat Facultatea de Medicină din București în anul 1989. Din 1992 este în Germania, unde a făcut diverse sau mai multe rezidențiate și programe universitare și doctorate, iar din 2008 conduce acest departament de chirurgie toracică din Spitalul Universitar Erlangen. Subiectele din această seară sunt, credem noi, destul de interesante, de actualitate, mai ales în contextul actual. Și vom începe în acest sens cu primul subiect al serii, nodulul pulmonar solitar. Nodulul pulmonar solitar este în sine un diagnostic pur radiologic și reprezintă o leziune care se găsește pe o radiografie simplă de plămâni sau de torace, mai corect, sau într-un CT. Leziune ce are o dimensiune de maxim 3 cm, și care nu are alte elemente patologice de însoțire, cum ar fi, de exemplu, ganglioni limfatici crescuți în zona mediastinală sau în zonă atelectazie pulmonară, pleurezie pulmonară. Domnule profesor, de multe ori acest diagnostic sperie pacientul. Omul aude care, cum se spune în termen popular, o pată pe plămân, și brusc se panichează deoarece crede sau echivalează acest prim element de diagnostic cu un cancer pulmonar. Statistic vorbind, până la 20% din cazuri, din ce am citit eu, dumneavoastră probabil știți mai bine, chiar se adeverește a fi într-un final o leziune malignă, dar totuși marea majoritate sunt leziuni benigne în esență. Ce cauze pot cauza apariția unui nodul pulmonar solitar? Ce strategie de diagnostic recomandați? De exemplu, bun, pacientul a făcut o radiografie care răcit la plămâni sau care o bronșită și se găsește brusc acest nodul. Ce face mai departe? Când se ajunge la operație? Pentru că dumneavoastră sunteți chirurg toracic și bineînțeles că mai sunt anumite situații descrise în literatură când se poate face o rezecție atipică sau o lobectomie, dar bănuiesc că sunt cazuri extreme și rare. Întrebările care mi le puneți fac parte dintr-un complex foarte heterogen de elemente de care trebuie ținut cont. Acest nodul pulmonar, după cum îi spuneați, este o leziune pulmonară, o opacitate, cum îi spunem noi pe radiografie, între 1 și 3 cm. Iar aici nu întotdeauna acest nodul este, cum spuneați, un cancer. Depinde foarte mult însă și primul lucru ce îl învață și studenții și îl învățăm și noi este vârsta la care îl diagnosticăm acest nodul. Iar, să zicem, discuția, anamneza cu pacientul este foarte, foarte importantă în orientarea diagnostică și terapeutică. Dacă avem un tânăr care are această opacitate pulmonară, ne gândim cu mare probabilitate la un tuberculom, la ceva benign, mai ales dacă vine din România sau din alte țări din Est, blocul din Est, atunci ne gândim și poate nu este chiar ceva malign. Există și rar tumori, mult mai rar tumori benigne ca hamartoame, dar
De aceea există pentru acest nodul pulmonar clasic, există anumite criterii foarte bine definite. În care, cum spuneați, primul lucru la care un chirurg toracic, dar și un pneumolog care vede acest lucru pe radiografia normală, trimite pacientul la un CT toracic, un CT toracic pulmonar cu substanțe de contrast, în mod obligatoriu se face acest lucru, în care definim foarte clar caracteristicile acestui nodul pulmonar, cum ziceați. Iar acum intervin în funcție de vârsta pacientului. Dacă este un pacient bătrân și, de exemplu, e fumător, atunci și are niște caracteristici de spiculație acest nodul pulmonar, da, s-ar putea să nu mai fie chiar așa de, da, să aibă mai mult criterii maligne. Dar acest lucru se poate la un nodul până la 3 cm aștepta. Există criteriile radiologice, așa este criteriile Fisher, așa, în care dacă îndeplinesc anumite criterii, nu o să vorbim acum, nu facem foarte multă medicină, dar există aceste criterii radiologice Fisher. În funcție de aceste criterii radiologice care au fost actualizate și se actualizează cam din 2 în 2 ani, se poate acest nodul urmări timp de 3 luni de zile. Cam așa. Deci noi îl prezentăm într-un tumor board, ne uităm cu radiologii împreună la această opacitate și după care spunem, da, este un nodul pulmonar, nu, pacientul nu are anumiți factori de risc, nu e fumător, nu e bătrân, nu e una la alta, și atunci putem aștepta 3 luni de zile sau maxim 4. După 3 luni de zile se face încă un control în care, după acest control, așa, poate să dispară acest nodul și atunci ne bucurăm cu toții. Așa? Dar dacă persistă acest nodul, poate persista, poate să crească, atunci ne dă o indicație că poate să fie ceva malign sau poate să rămână la fel. E, în momentul în care rămâne la fel, intervine discuția cu pacientul. Discuția cu pacientul care este foarte importantă, pentru că întreb, domnule pacient, așa, uitați, aveți un nodul acolo, puteți să trăiți cu gândul că poate să fie ceva malign. Da? Dacă spune, domnule, da, nu mai, da, pot să trăiesc așa, mai controlăm încă o dată. Așa? Alții spun, nu, nu, domnule, vreau să scoatem acest nodul, să îl investigăm. Deci, de multe ori este discuția, anamneza aceasta cu pacientul și modul de viață, modul cum trăiește pacientul, foarte, foarte important în decizia ceea ce face un chirurg. Îl operăm sau nu îl operăm? Așa? Deci, astea sunt cele grupele mari de, da, poate să fie ceva malign, în sensul că poate să fie un cancer pulmonar sau metastaze de la alte boli din corpul acesta, sau poate să fie ceva benign în care după 3 luni de zile rămâne la fel. Am înțeles. O scurtă întrebare am citit în un pic pe internet și eventual poate ne povestiți cum se face în Erlangen. Am citit că, de exemplu, unul din criterii ar fi măsurarea volumului. Dacă nodulul ăsta are un aspect solid, sigur, atunci el, dacă ar fi să fie malign, teoretic și-ar dubla volumul sau și-ar crește diametrul medie sau cu aproximativ 25% cam la 3 luni. Dacă ar fi un pic nu chiar solid, în literatura engleză se spune semi-solid, așa, sau deci inomogen, cum spunem noi în Germania, atunci ar putea fi tipic pentru un carcinom, de exemplu, și el are rata de dublare a volumului, de exemplu, cam între 2 și 5 ani. Deci am putea să sesizăm o diferență de volum sau am putea să ne trezească suspiciuni de malignitate un pic mai târziu sau când deja e cam depășită, nu depășită, e un pic mai avansată situația decât... Cum faceți dumneavoastră urmărirea asta cu CT-urile? Deci, la 6 luni sau ce îi recomandați exact pacientului? Provocați un chirurg la o discuție foarte complexă. Deci, atâtea bordee cu atâtea obiceiuri. Măsurarea volumetrică, e clar, există, în special în literatura britanică. Britanicii folosesc foarte mult sau folosesc această volumetrie. Literatura anglosaxonă, în sensul americană, folosește criteriile Fisher, mai puțin volumetria. Specialitatea mea, și eu mă uit de 30 de ani de zile, în fiecare zi, la aceste... Da? Asta este meseria mea. În fiecare zi mă uit la aceste
la, acest, pe sit, la aceste sitiuri cu aceste loziuni pulmonare. Noi nu folosim volumetria. În general, există pentru această volumetrie, trebuie un software special pentru radiologii care să facă chestia asta. Bineînțeles că radiologii noștri au acest software și dacă consideră necesar să măsoare cu super exactitate mărimea în 3 luni de zile a acestui nodul, cu siguranță îl măsoară și volumetric. Dar radiologii noștri cel mult au o mare experiență uitându-se normal și măsurând acesta, nu consideră ei necesar să măsoare volumetria. De aceea eu trebuie să apelez la acești radiologi care se uită pe monitoare speciale. Eu nu am aceste monitoare, eu mă uit cu ei împreună, dar ei fac această volumetrie și exactitatea befundului radiologic, așa trebuie să iau de la radiologie. Este eminamente un element radiologic despre ce vorbim acum, așa. Da, cam asta este. Așa, și da, când crește sau nu crește, ei ne spun clar acest lucru. Am înțeles. Am văzut că mai sunt și alte criterii pur radiologice. De exemplu, un criteriu, iarăși un pic, care ar crește suspiciunea de malignitate ar fi convergența vaselor înspre leziune. Dacă există o convergență, dar nu se lipește de leziune, deci, ci o ocolește, atunci iară se spune e un pic cu tendință de malign și nu e benign. Da, vă răspund și altfel, așa și provocativ, așa, la toate aceste elemente. Eu sunt chirurg și până nu scoatem leziunea respectivă și nu am diagnosticul histologic în mână, corect, și imun histologic, pe germană spune avem o ghicitoare. Deci la specialitatea care am dat-o în 1994 în România de chirurgie toracică, unul din subiecte era diagnosticul diferențial al acestei leziuni al nodului pulmonar. Am făcut o listă atunci de 300 de diagnostici diferențiale. La 300 m-am oprit. Așa. Deci este așa de vast elementul de care vorbim acum, încât fără acest diagnostic histologic este foarte greu. Așa de, na. Sunt mulți oameni care nici nu vor să aștepte 3 luni de zile. Doamne, scoateți-mi la afară, cum e operația, cum e una. Eu nu pot să trăiesc cu ideea că aș putea avea un cancer. Sau așa ceva. Deci ideea e foarte complicat. Așa. Cei mai mulți nu așteaptă foarte mult. Și cum luați decizia? Între, de exemplu, facem o enucleere sau o rezecție atipică locală? Nu există locală, o enucleere. Am văzut în literatura americană. E un termen, se numește enucleere, în care încearcă țintit numai leziunea și un pic de marginea oncologică să o scoată. Mai zic că mai au lobectomia sau pneumectomia, dar bănuiesc că nu se ajunge la pneumectomie, deci, într-o situație de genul ăsta. Sunt anumite lucruri interzise în chirurgia oncologică. Una la mână este această enucleere care, din punctul meu de vedere, chirurg european, trăit aici și învățat aici, așa, enucleera în chirurgia oncologică nu există. Sunt foarte multe elemente. Deci dacă avem intraoperator și nu știu încă preoperator dacă este un cancer pulmonar sau nu, atunci fac o mică toracoscopie, dacă se poate, dacă leziunea este periferică, sau o mică mini-toracotomie în care să pot să scot această leziune printr-o rezecție atipică. Cu o margine cât de cât de siguranță, de cam de un centimetru, având în mână această leziune, eu pot să pun cu staplerul stânga sau dreapta. Am mai folosit și laserul. Laserul nu-l mai folosesc acum, pentru că laserul, din punctul meu de vedere, face o arsură cam la 600 de grade, iar mulți pacienți, după această arsură pulmonară, fac postoperator o boală a arsului, care nu-mi place. Deci cel mai mult se face o rezecție atipică. Această rezecție atipică intră în operație, o trimit la patolog, care face un examen extemporaneu. Și îmi spune, domnule doctor, este un cancer pulmonar sau este o metastază sau nu este nimica. Dacă nu este nimica, este o tumoră benignă, atunci închidem pacientul, îi punem un tub de dren, închidem pacientul ce are o mică incizie, numai sau o mică incizie de toracoscopie de 3, 4, 5 cm, 5 e cam mult. Dacă intraoperator îmi spune este o metastază de la cine știe ce cancer care nu-l cunoaște, atunci sau îmi spune nu știu ce este, tub de dren și se închide, tot rămâne cu așa, până nu am examenul definitiv, nu se face nimic. Dacă intraoperator
îmi spune patologul, domnule, este un cancer pulmonar, atunci se face o rezecție anatomică. Deci această rezecție anatomică, la nivelul pulmonar, poate să fie, depinde, dacă este o leziune ceva mai mare de 3 cm și trece plurisegmental de la un segment la celălalt, se face o lobectomie. Dacă este un singur segment prins sau două, se poate face o bisegmentectomie. Dar trebuie făcută o rezecție anatomică. Rezecția anatomică înseamnă că scoate tumora respectivă, scoate partea din plămân anatomic, așa, inclusiv limfaticele intrapulmonare. Deci noi știm că un cancer pulmonar metastazează, da, de la central la periferie. Și există anumite, da, el, o drenaj limfatic. Noi trebuie să scoatem de la cancerul primar pulmonar și toate limfaticele. Deci dacă am un cancer pulmonar, rezecția anatomică scoate limfaticele intrapulmonale și pe urmă trebuie scoas ganglionii, da, de care, unde drenează limfa. Deci scoatem ganglionii din hilusul pulmonar și toți ganglionii mediastinali, pe anumite grupe speciale, care sunt 14 grupe, ganglion mediastinal superior, subcarinal și inferior. Deci există un anumit concept geometric și anatomic cum se tratează acest plămân. Dacă este o metastază, metastaza nu trebuie să-i scoatem ganglionii, pentru că știm că metastazele merg hematogen, merg prin sânge. Așa, și de-aia nu au o metastazare limfatică. Dar cancerul pulmonar, dacă l-avem, trebuie tratat într-un anumit concept de la cancer la periferie și cu limfaticele împreună. Ca și la orice chirurgie oncologică care o facem. De asta sunt marile diferențe, așa, și, da? Am înțeles. Trebuie citit, dar trebuie citit și cu cunoștințe oncologice. De aceea, chirurgia oncologică și toracică oncologică este un lucru foarte interesant, dar, da, care îl facem de atâția ani de zile. Dacă tot am discutat de leziuni pulmonare și în special de nodulul pulmonar solitar, să escaladăm un pic discuția și să abordăm cancerul pulmonar de care tocmai ați amintit. Spuneți-ne un pic despre ce forme de mai frecvente de cancer pulmonar întâlniți dumneavoastră în clinică și mai ales care ar fi factorii de risc în apariția unui cancer pulmonar și mai ales știu că e o formă de cancer, asta o să povestiți dumneavoastră, care se asociază sau apare mai frecvent la fumători din aceste... E cancerul cu celule mici, care e iarăși o formă destul de spectaculoasă și cu prognostic foarte prost, dar... Vă las pe dumneavoastră un pic să povestiți despre cancerul pulmonar, factori de risc și un pic așa, cam ce formă de cancer pulmonar fac fumătorii de obicei. Anumite forme au tratament mai bun chirurgical, alte forme se merge doar pe chimioterapie, radioterapie, că altceva nu prea se poate face. Deci cancerul pulmonar este, din păcate, un cancer foarte grav. Și în special un cancer extraordinar de grav, cu mortalitatea cea mai mare la bărbați. Cancerul pulmonar așa este, da, dacă nu este descoperit în stadiile incipiente, stadiul 1, 1A, 1B, atunci și este tratat, așa, are o supraviețuire cam de 80% la 5 ani de zile. Cu cât scădem în stadii, stadiul 3A, de exemplu, are stadiul 3 deja, are o supraviețuire de între 15 și 35% maximum cu tot tratamentul. Deci vă dați seama ce la 5 ani, deci vă dați seama ce proastă evoluție are, da, de fapt acest cancer. Și rapid. Și rapid. De aia factorul de risc cel mai groaznic care este și mai este și a rămas și la ora actuală este fumatul. Deci fumatul este, din păcate, factorul de risc cel mai îngrozitor, așa, și noi știm că se cuantifică așa în pack years, în număr de țigări fumate în decursul anilor, dar ăsta este factorul de risc cel mai mare. Cu cât, da, dacă avem, de exemplu, pack years de, să zicem, 20 de pachete așa pack years, așa, și ne oprim astăzi după un număr de ani fumați, 20 pack years, revenirea la riscul normal să nu mai ai cancer se face după circa 10 ani de zile. Deci riscul, dacă mă las de fumat, scade în jos, așa, și cam în 10 ani de zile, așa, o să am riscul cu populația normală de fumătoare. Deci, încă o dată, fumatul este numărul 1 în mondial încă în acest lucru. Bineînțeles că există și alți factori, ca asbestoza, ca asbest, expoziția la asbest, tot felul de, da, de minier, poluare. De minierit,
care nici în Nuremberg nu e foarte mică. Da, dar... Pulber, dar, fine, pulber, da, mașinile diesel... Părerea mea personală este că exagerăm mult prea mult cu această poluare. Da? Există cu siguranță, dar discrepanța între fumat și celelalte noxe, așa, cu siguranță pe locul 2 sunt expozițiile de tip profesional la asbest, așa, și la minier, cu toate bolile profesionale. Bolile profesionale. Aștia sunt pe locul 2, dar în rest, așa, ne certăm, dar există toate noxele astea de diesel și de una așa, dar nu sunt foarte dovedite. Așa că sunt chiar așa de... Discuțiile sunt foarte mari, nu vreau să intrăm acum în detalii de discuții cu acest lucru. Vorbeam de forme, există două mari forme de cancer. Cancerul în care chirurgul este foarte implicat este cancerul cu celule non-small, cum se cheamă, și cancerul cu celule mici, small cell, în care chirurgul nu este implicat foarte mult. Este considerat astăzi o boală sistemică legată foarte mult de fumat, așa, și cu un prognostic destul de prost, în care se tratează sistemic astăzi cu radiochimioterapie. De aia nu vorbesc, eu sunt... Văd toate cazurile de smoze pentru că le văd în tumor borduri, dar așa eu nu le tratez, să le tratez indirect, așa, numai când, de exemplu, intrapulmonar avem, intratoracal, avem o leziune pulmonară care e diagnosticată și intraoperatorul îmi spune, domnule, e un cancer cu celule mici. Atunci asta e. Dar în rest, să spun că tratez eu ca chirurg, acest lucru nu fac. Iar cancerele celelalte, non-small, în care sunt implicat zi de zi, așa, sunt de mai multe tipuri histologice. Cele mai mari, multe sunt, așa, este carcinome epidermoide, cum se spune pe românește, sau pe germană, platen epidercarcinome, așa, sau cancerele adenocarcinoamele. Foarte legate de fumat, așa, sunt, așa, este carcinome epidermoide, așa, și adenocarcinomul, cu siguranță, dar cancerul tipic al fumătorului este carcinom epidermoid. Din fericire sau nefericire, acest odată cu toată politica care se face în țările vestice de a scădea fumatul, așa, s-a văzut că au scăzut numărul de fumători, a scăzut numărul de carcinome epidermoide, deci a crescut fantastic, însă neexplicat, numărul de cancer de adenocarcinome și în special la femei. Femeile fumează destul de mult. În comparativă la bărbați a scăzut fumatul, la femei a crescut fumatul. Și au crescut, s-a inversat extraordinar în ultimii 25 de ani raportul histologic între carcinom epidermoid și adenocarcinom. Vorbeam de tratament, ce se face, de fapt, cu cât ajunge mai repede la un tratament în stadiile incipiente, cu atâta prognosticul este mult mai bun. Asta este așa quintesența toate aceste discuții, cum se face în stadiile incipiente 1, 2, chirurgia este pe locul 1, urmată pe urmă de tratament sistemic. Nu o să intru acum în discuții, că așa a evoluat acest tratament sistemic în ultimii 5-6 ani, încât evoluția este ceva fenomenală a medicamentelor sau așa. Biologica. Da, a evoluat enorm de mult. Am trebuit să facem acum un curs. Așa. Dar cu cât tratăm mai repede acest, cu atâta prognosticul este mult mai bun. Am înțeles. Din câte știu, cancerul cu celule squamoase sau epidermoidele, da, de obicei sunt tumori destul de periferice și unice în faze inițiale. Invers, adenocarcinomul. Invers. Adenocarcinomul este un carcinom de periferie, cum îi spunem noi. Așa, carcinomul epidermoid, pe o plată în epidermoid, este un carcinom central. Da. Așa. Da, de aia sunt în zilele actuale, așa modern, acum tratăm, eu nu știu dacă am mai văzut așa de mult, vezi 1-2 cazuri pe an, da, sau 3, așa de cancere centrale, să spunem așa. Hmm. Totul este perifer. E foarte interesant cum s-au schimbat. Adenocarcinome. Da. Primii care au sesizat acest lucru au fost acum vreo 20 de ani americanii, care au văzut că prin politica lor dusă de a nu mai fuma, că la ei a început în anii 90 acest lucru, au văzut că se schimbă raportul. Noi nu am crezut acest lucru, da? Dar
Așa am văzut, pe urmă, și a început și în Germania, acest lucru nu mai fumează lumea chiar așa de mult, o politică, țigările sunt foarte scumpe, una alta, s-a scăzut foarte mult rata fumatului. Așa. Și pe chestia asta am văzut și noi cum se schimbă raportul. Cel puțin cum am învățat eu la facultate, adenocarcinomă prins ca și tumoră solitară periferică are prognostic bun dacă este operat incipient. Da, depinde de adenocarcinom. Sunt multe forme, există o nouă clasificare, dacă vreo 10 ani, de a WHO-ului, care sunt forme lipidice, in situ. Depinde foarte mult și ce formă de adenocarcinom este. Adenocarcinomul cu celule mari, așa, cu celule mari, să zicem așa, are un prognostic prost, cu diferențiere neuroendocrină, are un efect foarte prost. Depinde foarte mult de tipul de adenocarcinom și, în special, depinde foarte mult actual de modificările molecular genetice. De aia nu mai putem să spunem chiar așa. Așa a evoluat extraordinar oncologia, încât fără un examen molecular genetic în care să cunoaștem foarte bine diferiții markeri de pe celula de adenocarcinom, nici nu mai putem vorbi foarte bine. Da? Deci suntem ca... Da, deci trebuie făcută această diferențiere extraordinar la nivel micro, la nivel celular. Ca și cum avem COVID-ul cu toate spikes-urile și toate mutațiile care se formează. Toate antigenele de membrană. Da, de aici sunt. Tocmai fix astea sunt foarte multe mutații care se întâmplă la aceste nivele celule oncologice. Da, da. Ca și la virusul HIV. Da. E greu să crezi, când tot timpul schimbă haina, e greu să creezi un anticorp sau epuizezi repede capacitatea de creiere. Da. Și... O rugăminte pentru pacienții din România. Puteți să ne explicați un pic conceptul ăsta de tumor board? Că știu că dumneavoastră conduceți unul, cam cum funcționează, cum se prezintă pacientul, cam ce medici specialiști sunt într-un tumor board, cum se discută un pic un caz. Deci tumor board-ul este un lucru interdisciplinar. Da? Exact. În cazul nostru, îl avem o dată pe săptămână, fiecare luni, la ora 15, în care specialitățile principale care tratează cancerul pulmonar sau oncologia toracică sunt reprezentate. Acești specialiști sunt din oncologie pneumologică, oncologie generală, chirurgia toracică, radioterapeuți, patologi și radiologii sunt la noi cei mai importanți oameni. Și pe urmă vin în acest tumor board diferite alte specialități invitate, da? Care sunt un internist, sau... ginecologi, HNO, oreliști și mulți alții care sunt invitați în funcție de pacienții care sunt. Nu e, există pe săptămână, se face o listă întreagă care îi pacienții anunțați, așa, care toate anunțările astea se face până luni la ora 15. Și există o listă de pacienți care pe urmă se rulează în decurs de una, două, trei ore în funcție de aia. Și fiecare pacient se discută și se documentează totul și se pune o indicație. Pacientul respectiv trebuie operat, făcut în funcție de ce este, așa, sau pacientul trebuie făcut radiochimioterapie sau numai terapie sistemică, în funcție de foarte multe elemente. În cazul nostru, fiind vorba de pacienți oncologici, noi trebuie să vedem cazurile în funcție de actele pacienților respectivi. Există alte specialități, cum este, de exemplu, ORL-ul, care și au tumor board-ul lor, în care vin pacienții și pacienții stau prezentați pe scaun, că trebuie văzut local despre ce este vorba. Așa. În cazul nostru nu ne trebuie pacienții, ci ne trebuie o documentație extraordinar de bună a pacientului respectiv. Iar și pe urmă se ia o decizie interdisciplinară, această decizie interdisciplinară se documentează. A doua zi, după acest tumor board, șeful tumor board-ului respectiv eu, sau așa, reprezentantul așa, și secretara care scrie toate aceste lucruri, le corectez, cum am corectat astăzi, da? Și am semnat astăzi toate tumor board-urile care au fost luni după masă. Așa, și le corectez să văd dacă secretara a scris toate foarte bine. Și pe urmă, aceste decizii sunt trimise către pacient, către medicul de familie, către medicii care tratează acest bolnav. Așa, și pe urmă, respectivele persoane care trebuie să facă tratamentul respectiv, iau contact cu pacientul. Eu, în decursul săptămânii, pe urmă, sau colaboratorii mei, dăm telefon, domnule,
aveți acest lucru. Cazul dumneavoastră a fost discutat în Tumor Board. Așa. În general, discut personal cu toți pacienții și le spun despre ce este vorba, rugând însă medicul de familie sau medicul dinainte care îl cunoaște și care are o legătură mult mai intensă decât mine, așa, să explice, să-l pregătească pacientul respectiv în decizia Tumor Board-ului, ca să nu, da, e câteodată am dificil. Înțeles. Dar ăsta este conceptul de Tumor Board, este un concept interdisciplinar, nu eu te fac, eu te rezolv, nu. Este un concept, fiecare dintre specialitățile respective aduce, da, lucruri de multe ori de ultima oră, da, în care se spune, dom'le, studiul respectiv a arătat, așa că un studiu care poate eu nu l-am citit, dar oncologii l-au citit. Sau sunt multe lucruri, este ESCO, este marele congres oncologic, ESCO în Chicago, în fiecare an, în care sunt multe lucruri de ultima oră, în care vin oamenii și se prezintă și cu multe date. Deci, acest Tumor Board interdisciplinar face ca pacienții să fie tratați la foarte mare nivel și nu de un, da, sunt eu dictatorul care facem și e numai părerea mea și eu sunt Dumnezeu. Am înțeles. Deci, practic, telespectatorii trebuie să înțeleagă că se stabilește întreaga strategie de tratament, sigur, a pacientului oncologic. Sigur, se stabilește o strategie, întreaga strategie și, după părerea mea, cu există un interdisciplinar, se poate vorbi. Și fiecare își spune părerea. Nu există numai o singură părere, ci prin această multitudine de păreri, părerea mea este că se ia decizia cea mai bună pentru pacient. Exact. Și aș mai adăuga, dacă îmi permiteți, din ce fișă am mai completat și eu de Tumor Board pe vremuri, există, din câte știu eu, și un capitol cu anumite întrebări de genul ce vârstă are pacientul, cât de fit este încă, o siguranță, dement sau nu e dement un pacient, să zicem, vârstă de 85 de ani și eventual și cu o demență, nu se mai apucă nimeni să escaladeze, nu știu ce terapie complicată sau nu știu ce operații, sau un pacient multimorbid unde probabil zice are mai mari șanse să se mai infunde și vârful nu știu cărei coronare și riscul să moară de o boală cardiovasculară următorii 2 ani mai mare decât cancerul în sine și atunci, adică, deci, discuția sunt și produce anumite chestii, deci, etice și, exact, e multidisciplinar în orice caz. În special în cazul Tumor Board-ului nostru, pacienții sunt prezentați de către medicii mai tineri, care au și văzut pacientul respectiv, care cunosc actele respective cel mai bine și atunci ei prezintă pacienții respectivi, știm cum ziceați foarte bine, e pacientul bună, da? Așa, și atunci se știe foarte bine, se și întreabă, domnule, care dintre obăreții cunoaște, l-a văzut, că, da? Se vede formă piramidală, îl vede asistentul, pe urmă îl vede medicul primar sau obăratul. Da? Exact. După discuția asta interesantă, eu zic să încheiem cu un subiect extrem de interesant, care mie unul mi este foarte drag, nu știu, un chirurg toracic un pic, dar probabil că și dumneavoastră ați avut experiența și ați observat pur și simplu ca și experiență clinică sindromele paraneoplastice. Sindromele paraneoplastice frecvent asociate dintre formele de cancer pulmonar cu cancerul cu celule mici. Două chestii sau două întrebări aș avea la dumneavoastră, să ne dați câteva exemple și o chestie care pe mine mă roade un pic pentru că am avut privilegiul unei observații clinice și în spital și în alte condiții în viața privată, de multe ori am observat că apar sindrome paraneoplastice la distanță destul de bună de timp de prima detecție a cancerului, care la un moment dat atunci poate trag niște semnale de alarmă, unii pot să zică, unii medici, nu sunt chiar interpretabile ca și sindrome paraneoplastice. Pe de altă parte, par un pic plauzibile, dacă ne întoarcem iarăși la volumetria britanică, da? Tumora semisolidă își dublează volumul în 2 până la 5 ani. Deci el, dacă are o tumoră mică care eu nu o detectez sau încă nu o bănuiesc ca fi malignă și totuși poate să producă sindrome paraneoplastice, dar în 4 ani își dublează volumul și atunci pun prima oară diagnosticul de un cancer pulmonar. Exact. Ce experiență aveți cu sindromele astea paraneoplastice? Și deci, sindromele paraneoplastice sunt un element foarte interesant în oncologie, în general.
Din fericire sau din păcate, un chirurg toracic are mai puțin de a face cu sindromele paraneoplastice, cât avem de a face cu anumite consecințe ale acestor sindrome. Ca să explicăm despre ce este vorba, cancerul pulmonar în general este un cancer în care tumora respectivă secretă foarte mulți produși. Da? Pseudohormoni, cum am învățat noi pe vremea. Da, să-i zicem hormoni, să-i zicem secretă tot felul de produși. Cel mai interesant și cel care îl învață studenții cel mai așa sunt degetele de toboșar, să-i spunem așa. Aceste degete de toboșar în care se produce o hipoxie locală și se umflă degetele. Asta am învățat așa cu degetele frumoase, vezi de multe ori așa. Și de multe ori acești pacienți după operație sunt foarte interesanți, scoțând tumora respectivă, nu că dispare întru totul, dar Se ameliorează acest lucru. Bineînțeles, este spectaculos, arăt studenților, ia uite, așa, și după aia devine puțin mai bine. Noi, ca chirurgi toracici, suntem mai legați sau suntem mai loviți așa, de sindrome paraneoplastice mult mai complexe. Sindrome paraneoplastice mult mai complexe care încep cu diferite tulburări de coagulare. Exact, asta este principala problemă. Deci principala problemă care o avem noi sunt problemele de coagulare, în special la nivelul trombocitelor, la nivelul celulelor albe, să spunem așa. Dar avem și foarte multe și pe celelalte linii de elemente care sunt afectate. Și de multe ori acești pacienți fac și așa este SIR, Systemic Inflammatory Response Syndrome, care așa, ca sindrom paraneoplastic, care ne lungesc foarte mult sau dau complicații postoperatorii. Da? Poate dea până la tot felul de tromboze pulmonare și așa. Prin aceste, da, de aceea pacienții la noi sunt toți anticoagulați postoperator ca să prevenim de multe ori acest lucru. Pot să spun că după ce scoatem aceste tumori, se trece printr-o perioadă mai, la unii mai lungă, la alții mai puțin lungă, în care se stabilizează însă toate elementele. De aia, când facem o chirurgie de tumoră, care este o chirurgie în scop curativ, de multe ori dispar aceste sindrome paraneoplastice. Parcă scoatem efectorul de acolo și dispar. Deci asta este experiența mea cu aceste sindrome paraneoplastice. Sunt un marker, sau dispariția lor în tratament, așa, sunt un marker, după părerea mea, de eficiență a tratamentului care îl face. Vorbesc și cu radioterapeuții și radioterapeuții care de multe ori iradiază și fac radiochimioterapie. Este spectaculos când și după tratamentul lor de chimioterapie dispar acest sau se ameliorează extraordinar aceste sindrome paraneoplastice, care este o gamă cât un evantai de lucruri. Dar cele mai multe sunt, să zicem, de tulburări de coagulare care le-am văzut eu. Am văzut însă și unele, de exemplu, de secreție, de ACTH și alte lucruri. O boală, da? Cushing. Da, am văzut și din astea și s-au ameliorat foarte mult. Cu sindrom Cushing tip 3, cu secreție ectopică. Am văzut cu secreție ectopică și așa astea dispar, se duc. Pe bun, ați scos de asta spus. E foarte interesant. Niște anumite elemente foarte interesante. Ca și întrebare, un pacient care îl operați, să zicem, dacă operați un nodul solitar și vă spune că a fost tumoră. Da. Îl anticoagulați 3 săptămâni după aceea sau îi recomandație pe o perioadă mai lungă? Nu. Profilaxia aceasta mă refer. Deci profilaxia se face numai până în momentul în care pacientul se mobilizează. Deci nu faceți 3 săptămâni fix? Nu. Noi nu facem prelungit. Facem numai perioada de spitalizare. În momentul în care pacientul este chiar și când începe să fie mobil, așa, noi nu ținem mai mult pacienții de 5 până la maxim 7 zile pentru cam orice operație. În perioada de 5 zile, așa, le facem clexane, le facem subcutan, profilaxie. Clasicul 04. Așa, da. Așa, le facem acest lucru. După aceea, după ce se mobilizează acasă, nu mai trebuie făcut. Deci cum au început să se miște și așa, nu mai trebuie făcut. V-am întrebat că e o modă, cel puțin în chirurgie momentan, 3 săptămâni sau cu prelungire până la prima mobilizare a pacientului și dacă, să zicem, operați un adenocarcinom solitar și pacientul este oncologic, da. Și n-a avut încă o tromboză paraneoplastică, da, sau o tromboză fugace, cum îi mai și spune că
Tot așa, da, la anticoagulați? Deci, dar dacă a avut, îi recomandați totuși. Sigur. Deci sunt două lucruri diferite. Termen nedefinit. Deci este diferit. Deci dacă pacientul nu a avut nicio tromboză, îi face numai tromboză profilactică, operatorie, de stat în pat, cum îi spunem noi. Dacă pacientul a avut o tromboză sau are o tromboză paraneoplastică, aceea, atunci îl tratăm, da, ca și cum ar avea o tromboză. Da? Cu, da, minimum 6 luni până un an de zile, da, tratament anticoagulant, da, de toate, începând de la... Și asta vreau să spun, și după aceea recomandați, sau să rămâne la latitudinea internistului, recomandați să continue în doză mică mai departe, noi, sau deci, în primul rând că să oprească, dacă discutăm nu mai... asta, deci oprește în momentul în care sunt 6 luni sau un an, până, deci cam 6 luni și nu are alți factori de risc. Corect, se face și Doppler, se mai sigur, vede și cum arată. Da, bineînțeles. Că acum există discuția, mai ales de când au apărut noua curile astea și în doze mici, cum e rivaroxabanul, de exemplu, la pacienți oncologici se bate monedă să se folosească totuși o doză mică la lung. Bineînțeles, fiecare, acum trebuie văzute așa, nu vreau să vorbesc, a făcut studii, una alta, nu, toată lumea vrea să câștige bani, spunem așa, da? Și dacă, nu știu să spun, deci trebuie studiate aceste elemente, trebuie făcute niște studii prospectiv randomizate care să ne spună, da, eventual ce și cum, da? Și aceste studii, părerea mea este, nu trebuie făcute de firma care produce rivaroxabanul, ci trebuie făcute de niște oameni independenți care să, da, studieze acest lucru. Da. Înțeles. Ok, acestea fiind spuse, ce să vă mai întreb? Ca și întrebare de final, vis-a-vis de măsuri de profilaxie cu cancerul ăsta de plămân, ce ar putea să fie? Fumatul, deci, lăsatul, abandonatul fumatului. Deci ceea ce pot să spun tuturor, da, ascultătorilor, lăsați fumatul, da? Deci ăsta este, deci nu numai lăsați fumatul dumneavoastră, încercați în familie, încercați ca și fiica mea, încerc să explic deja tânărului, da, ca această sindrom de gașcă de a fuma în la tineri, aici este un dezastru, zic eu, personal, acest fumat în grupuri, în una alta, da, de mic. Așa. Aici trebuie de mic început să nu fumeze tineretul. Ăsta este principalul meu către părinți în special, așa, ăsta este principalul meu, da, mesaj care poate, poate. Da? Este foarte greu, știu, dar da, acest lucru trebuie, fumatul este principalul factor de risc a acestui cancer pulmonar. Restul, da, putem să mai discutăm, dar cancerul este elementul, cancerul pulmonar, elementul numărul 1 este fumatul. Ce i-ați răspunde cuiva care v-ar spune, bun, dar știu pe cineva care s-a lăsat de fumat și după 10 ani, și aici e o chestie interesantă, statistic, mulți se lasă de fumat și cam la 10 ani se întâmplă să facă un cancer pulmonar. Cum ați putea să-l motivați în plus? Nu știu, asta este, deci aici este o întreagă filozofie care o port discuțiile astea în fiecare zi cu acești pacienți care vin și spune, Ahtemoto, mie nu mi se întâmplă, da? Deci s-a întâmplat vecinului, uite-te așa, dar mie nu mi se întâmplă. Deci este foarte greu, este extraordinar de greu, este o întreagă psihologie a fumătorului, nefumătorului. Este foarte greu să vă răspund la această întrebare. Nu știu, nu am, da? Nu am o rețetă. Dar așa, din experiența dumneavoastră proprie, ca să convingem și telespectatorii, abandonatul fumatului scade bine șansele scade de a face un cancer foarte pulmonar. Bine scade. Adică deci, aici există o garanție statistică nu numai, și deci medicală. Deci să spunem așa. Deci vorbim de fumat. Fumatul nu scade numai cancerul. Da. Deci, e o boală sistemică. Este o boală care deci, scade, da, enorm de mult alte, da, riscuri așa. Să nu vorbim de enfizem pulmonar, da, de multe, de numai respiră bine. Domnule, vină mine. Deci cei mai mulți pacienți le spun deschis, nu că te operezi, dar două săptămâni trebuie să nu mai fi fumat, da? Așa. Nu pot să fac asta. Dacă fumezi, s-ar putea să mori, pentru că faci complicații după operație. Nu poți să mai fumezi. Fumatul este cel mai îngrozitor drog care există, mai rău decât heroina și una și alta. Asta trebuie să le spunem pacienților. Și în momentul în care se lasă și după operație, așa îmi spune, Doamne, ce bine mă simt, este extraordinar. De ce n-am știut eu chestia asta? De ce nu mi-a spus mai pe șleau chestia asta acum, înainte, da?
Așa sunt eu rău și le spun cu, da, cu duritate ce se poate întâmpla. Și apropo de fumat, tot așa există niște date statistice. La fumători se pare că cancerul de vezică urinară începe să meargă umăr la umăr cu cancerul pulmonar, ca sigur, și merge prost. Merge cancerul de vezică urinară merge foarte prost la fumători. Exact. Și așa, deci sunt multe elemente. Deci putem să discutăm. Fumatul deci este... Deci concluzia seriei este că se merită abandonatul fumatului și garantat și statistic și medical există multe avantaje și beneficii și scade semnificativ riscul primul de... Primul lucru este acest lucru. Cancer și alte boli. Știu că este foarte, foarte greu, dar ăsta este elementul numărul 1. Am înțeles. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru participare. A fost o onoare pentru noi să vă avem în seara aceasta aici. Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru discuția foarte frumoasă care am avut-o. Și sper să ne mai onorați cu prezența dumneavoastră și la alte emisiuni viitoare, cu pe alte teme, la alegerea dumneavoastră. Asta a fost o temă așa un pic aleasă de mine, recunosc, dar mi s-a părut interesantă și foarte de actualitate interesant în ziua de azi. Vă mulțumesc! Mulțumim și producătorului nostru, domnul Robert Adams și echipei de producție Promovio, fără de care nu am fi putut să realizăm aceste emisiuni deosebite. Și acestea fiind spuse, vă dorim o seară plăcută. La revedere! Opinia TV, Nuremberg. Aproape de tine.